Bună ziua și bine v-am regăsit! În această etalare vom vedea cum stau lucrurile între voi și persoana iubită în perioada imediat următoare. Dacă vreți o etalare personală, găsiți toate detaliile în descriere și să începem să vedem cum e situația între voi. Să vedem. Vom lua câteva cărți de trecut. Prezent. Și viitor. Energia persoanei voastre în stânga. Energia persoanei care se uită la această etalare în dreapta. Bun. Deci, la baza pachetului avem regina de cupe. Aici este clar că este o situație în care voi încă mai sunteți investiți emoțional, indiferent că vă place asta sau nu, pentru că nu tuturor le place că sunt atât de investiți emoțional, dar vreau să vă atrag atenția asupra faptului că, la cum văd lucrurile aici, este ca și cum un adevăr destul de dureros și semnificativ pentru voi a ieșit la iveală de curând. Atenție, pentru că eu aici văd foarte multe zodii de pământ, în special berbec, dar mai avem și leu și săgetător, mai avem gemeni, fecioară, două secunde, pești, săgetător, încă o dată, și capricorn. Și scorpion, nu știu dacă l-am spus. Bun. Ideea este că, la cum văd lucrurile aici, așa, mai e și o balanță, așa, acum chiar ne punem pe interpretat. La cum văd lucrurile aici, văd că adevărul de foarte puțin timp a ieșit la iveală. Voi ați avut o intuiție în legătură cu ceea ce se întâmpla și că ceva era ascuns de voi. Cred că ați avut niște vise destul de interesante. Unii dintre voi ați visat exact ceea ce v-a ascuns această persoană, alte persoane ați visat simboluri care se ducă înspre trădare. Unele persoane visează pe bază de simboluri și simbolurile vor fi cu caracter predictiv, alte persoane văd efectiv ce se va întâmpla în viitor, de asta pentru fiecare este un pic diferit aici. Cu 5 de săbi, 8 de pentagrame și temperanța, cred că voi acum începeți să puneți piesele cap la cap, pentru că nu cred că problema voastră este strict acest secret care a ieșit la lumină. Cred că este ceva mult mai mare de atât. Cred că voi urmează să trageți niște concluzii foarte puternice, dar puternice în legătură cu relația voastră cu această persoană. Nu cred că există ceva care să vă despartă în acest moment de această persoană și nici în viitorul imediat apropiat. Dacă acum sunteți separați, se va produce o împăcare cu temperanța și îmi pare că se produce destul de curând, dar vreau să vă atrag atenția că mai aveți un pic de lucru până să se producă această împăcare dacă voi sunteți separați. Atenție foarte mare, pentru că această persoană încă evită să vă dea toate detaliile și voi o să aveți tendința să considerați că ascunde ceva care o să vă supere extrem, extrem de tare, de supărat într-o oarecare măsură, da, dar nu este ceva de tipul trișat. Este mai degrabă că pur și simplu această persoană se simte confuză și câteodată nu știe exact ce vrea și cum vrea să decurgă lucrurile, atât în relație cu voi, ci și în viața sa în general. Cred că momentan viața persoanei voastre este destul de haotică și aceasta încearcă să țină de rutină și de tot ceea ce știa că este constant până acum. Nu este neapărat o dorință de a vă răni din partea acestei persoane, dar pe de altă parte văd că persoana voastră, oricât de mult ține la voi, este teamă de faptul că voi veți aduce mult prea multe schimbări în viața sa ca să poată trece cu ușurință peste toate. Este destul de greu să se adapteze cu felul vostru de a fi și este conștient de acest lucru sau conștientă, dar asta nu înseamnă că relația voastră se va opri aici. Este pur și simplu un moment în care persoana voastră trebuie să se gândească, ok, și de aici ce fac? Și aparent, persoana voastră ajunge la concluzia că trebuie să acorde o șansă reală acestei conexiuni, că trebuie să investească real în această conexiune și că trebuie să accepte schimbarea.
Voi în viața acestei persoane vă gândiți că da, totul e roz și floricele și n-are ce să se schimbe în sens negativ, dar sincer, voi, indiferent că știți asta sau nu în acest moment, voi îi veți schimba radical acestei persoane relațiile cu familia și cu prietenii. Voi îi veți aduce lumină în foarte multe lucruri în care nu reușea să aducă lumină de unul singur. Aici voi veți descoperi exact persoanele care profită, persoanele care nu sunt sincere. Voi veți pune accent pe ceea ce nu trebuie să mai rămână în viața acestei persoane și această persoană e atât de obișnuită cu acele persoane, acele situații care tot profită de pe urma sa, că îi va fi destul de greu să pună stop. Și voi trebuie să împingeți această persoană să taie de la rădăcină conexiunile cu persoanele care sunt toxice în viața sa și care doar ia și profită de pe urma persoanei voastre și această persoană trebuie să învețe să-și primească iubire și atenție. E o schimbare foarte mare și este destul de normal ca această persoană să nu reacționeze drăguț când știe că tot ceea ce cunoștea că este stabil se distruge pur și simplu. Așa că nu este cazul să vă să presupuneți că este vorba de altă persoană, este pur și simplu vorba de un cerc de oameni din jurul acestei persoane care vor trebui să dispară și e destul de greu. Totodată, voi veți aduce și o mutare semnificativă în viața acestei persoane, s-ar putea ca voi să nici nu vă gândiți la acel lucru momentan, dar îmi pare să intervină inclusiv o schimbare de oraș, pentru ca această persoană să o poată lua de la zero complet și să se rupă complet de aceste persoane. Deci dacă voi aici așteptați ca această persoană să primească, nu neapărat voi în mod special, dar dacă această persoană se va aștepta să primească, se așteaptă să primească o moștenire din partea părinților, rudelor, familiei și așa mai departe, există riscul foarte mare ca această persoană să nu mai primească acea moștenire, tocmai pentru că alege să rupă legătură cu toată lumea și alege să vă urmeze pe voi. Pentru persoanele care și-au asociat identitatea în legătură cu o anumită moștenire, cu un anumit pământ, cu ceva de natura asta, poate să fie destul de greu să lase acea, nu știu, casă, bucată de pământ pentru fiecare ce este, mai ales dacă aveți aici de-a face cu o persoană din zodie de pământ. Deci pentru persoanele din zodii de pământ, dacă cineva îi afectează la tot ceea ce ține de casă, de terenuri, de lucruri de natură, asta este cea mai dură pedeapsă pe care le puteți oferi, pentru că ei țin foarte mult la pământ și de multe ori sunt în stare să-și distrugă viața pe toate celelalte planuri, dar să rămână cu acel pământ, acea casă și așa mai departe. Chiar dacă unii dintre ei se sizează, alții dintre ei vor spune că nu e adevărat. Pentru fiecare depinde de ceea ce percepe că este acel element sacru care îi le asigură lor siguranța. Pentru unii este familia și stau în relații toxice, căsnicii toxice, pentru alții este pământul. Majoritatea sunt mai mult cu pământul decât cu relațiile. Dar, da, persoana asta va trebui să treacă de la accentul trebuie să treacă de la concentrare pusă pe casă, pământuri și așa mai departe, la concentrare pusă pe relații și nu va fi o tranziție ușoară de făcut și este destul de dificil și vor fi anumite certuri, discuții, probleme între voi care apar din cauza asta, dar aparent persoana voastră va sesiza că este inevitabil să facă aceste schimbări, aceste tranziții și să adopte un nou stil de viață și să adopte un nou fel de a fi și un nou mod de a trăi mult mai împlinit. Voi veniți cu foarte multă iubire către persoana voastră și asta se vede. Persoana voastră nu pare să fie atât de tandră și cu atât de multe gesturi drăguțe și chestii de natura asta, dar asta nu înseamnă că nu are sentimente pentru voi, ci pur și simplu este foarte, foarte greu să treacă mai departe, să treacă peste faza asta. De asta aici, dacă vreți să aveți de-a face în continuare cu persoana asta și pentru majoritatea văd că vreți, este bine să aveți foarte, foarte multă răbdare. Pentru că lucrurile aici vor dura. Dar, cel puțin, pentru voi văd o persoană care va fi dornică în cele din urmă să îmbrățișeze noul, noutatea, un nou mod de a trăi și să reușească să intre mai bine în lumea voastră.
Eu cam atât am avut de spus pentru voi. Sper că vă este utilă această etalare și să ne revedem cât mai curând. La revedere!